După noaptea muzeelor organizată la Giurgiu, conducerea Muzeului Județean Teoharie Antonescu este mulțumită de numărul giurgiuvenilor care au vizitat instituția de cultură. Anunțul a fost făcut astăzi cu prilejul unei conferințe de presă de către directorul Constantin Buduru, care a declarat că peste 1000 de giurgiuveni au trecut pragul muzeului. A fost un eveniment la care au participat peste 1000 de persoane. Domnul director Ajung mi-a spus 1061 de persoane. A fost o bucurie pentru giurgiuveni, pentru că am avut prilejul să prezentăm trofeul câștigat de echipa Astra Giurgiu. Donația făcută către muzeu de Doina Mateescu, fiica reputatului profesor și cetățean de onoare al Giurgiului, a constituit evenimentul cel mai important din cadrul conferinței de presă de astăzi. Medalii, plachete, diplome, diferite acte și obiecte care au marcat viața și activitatea ilustrului profesor pot fi văzute de astăzi la Muzeul Giurgiuvean. Am considerat că la 3 ani de când tata, profesorul și cetățeanul de onoare Ion Mateescu, mai trăiește doar în sufletele celor care l-au iubit, în amintirea celor care l-au cunoscut și prin realizările și lucrurilor rămase în urma lui, să donez muzeului acte, documente, cuvântări, articole scrise de el și despre el, fotografii, diplome, decorații, plachete, care au fost acordate atât în timpul războiului, cât și pentru activitatea lui de o viață. Despre viața și cariera reputatului profesor și cetățean de onoare al orașului Giurgiu au vorbit scriitorul Tudor Rădan și muzeograful Mircea Alexa. Cu deosebită emoție, Doina Mateescu a semnat apoi actul prin care se consfințea donația făcută către Muzeul Giurgiuvean. Cu prilejul aceleiași conferințe de presă de astăzi s-a anunțat parteneriatul secției de arheologie a muzeului cu școala gimnazială numărul 1 din Oinacu în cadrul atelierului educațional PIPE, istorie, restaurare și desen. Am ales această temă din mai multe motive. În primul rând, este un atelier inedit. În al doilea rând, dorim să învățăm tânăra generație să privească obiectele și din altă perspectivă, respectiv din perspectivă istorică, socială, economică și, nu în ultimul rând, artistică.